Verusalii vasluienii și-au pomenit morții. La fiecare mormânt, urmașii celor trecuți în neființă le-au oferit, așa cum cere datina, mâncare și băutură oamenilor necăjiți. Aceștia au avut grijă să-și umple sacoșele cu bunătăți, chiar dacă pentru asta s-au luat la ceartă și s-au călcat în picioare cu ceilalți solicitanți. În multe cazuri, chiar și cei care împărțeau pomana au fost prinși la îngrămădeală și, din greșeală, au primit și ei câteva ghionturi. Din neam în neam, lefă lor veșnică, pomenire. Da, domnul șapă. Da-ți aici, tată. Da-ți aici, tată. Da-ți aici, tată. Da-ți aici, tată. La fiecare mormânt, după plecarea preotului, s-a lăsat cu scandal. Cei care așteptau pomana nu mai aveau răbdare. Fiecare se grăbea să prindă bucata cea mai mare sau, de ce nu, chiar două, acuzându-i pe ceilalți că și-au primit deja porția. Reprezentanții poliției locale au patrulat prin cimitir pentru a menține situația sub control, dar nu au reușit să lupte prea bine cu nesimțirea unor semeni. La mulți, aceasta a ajuns la cote destul de ridicate.